Ei, salutare și bine v-am regăsit altundeva ca de obicei, Cristi. Ei, salutare băieți și bine v-am regăsit. Astăzi vă aduc un gameplay cu IS-6, este un tank premium de tier 8 condus de _axasin, un tank premium de tier 8 rusesc, trebuie să menționăm acest lucru. În cazul în care aveți bănuiel dacă IS-6 face bani și dacă IS-6 este un tank bun, v-am adus un gameplay care să vă demonstreze din nou acest lucru. Și bineînțeles, dacă vreți mai multe detalii despre acest tank, să știți că am un review făcut și puteți să aruncați o privire acolo, explicând detaliu tot despre acest tanculeț. Acum _axasin joacă pe harta... Op, am așteptat să dea acea lovitură Narsion. Foarte expus, o poziție foarte proastă pentru Narsion. Carelia, mereu uit numele. IS-6-le are acel tun de pe KV-1S, de fapt de pe KV-85 mai nou, acel tun de pe IS. Este la fel, aceeași penetrație, același tun de pe 122-44, numai că trage puțin mai greu decât 122-44, de exemplu. Face bani destul de frumoși și are o armură foarte, foarte înclinată, după cum puteți vedea și voi. Un X4 ar fi frontal, ar fi acel driver's hatch și în dreapta la tun, la matretă, imediat în dreapta tunului. Acum _axasin prinde o poziție destul de bună, având în vedere că nu este nicio artilerie scură, e deja 3-1. A prins de-abia o lovitură. Proiectul s-a dus puțin, că am spus teste lower plate-ul și intră fără probleme, 389 damage. Penetrație destul de slabă, dar dacă ești jucător experimentat și reușești să te folosești de punctele slabe ale tankului inamice, fără niciun fel de problem poți să le penetrezi. Și vorbim de penetrație, este de 275 cu 217 pe gold, 390 este alpha damage. _axasin se află în prima linie, face sidescrap, țintește spre laterala tankului, care n-a vreo 417 damage, foarte, foarte bine l-a penetrat. A prins o poziție de pull-down, destul de ok. Cam greu să scoți un IS-6 într-o asemenea poziție. Și 100, foarte ușor de penetrat. Oricând merge să faci un trade cu un 50-100 când ai un asemenea tun și o asemenea armură. Băieții că încercă să nimerească, se retrag. Acum pur și simplu fac un schimb de damage, ca să zic așa. Dacă se ne așteaptă, nu se grăbește, scorul deja este în favoarea lui, 4-1. O problemă destul de mare cu acest tank este faptul că nu are gun depression. Poate să-și dea tunul în jos. Într-o situație de genul acesta este destul de complicat. Centurionul și T29 sunt două tankuri cu un gun depression foarte, foarte bun. T29 se pare că l-a penetrat, l-a nimerit. E ciudat totuși că echipa încă rămâne foarte mult în spatele lui. _axasin se folosește de zoom out să bată pe sânge. Greșeală destul de mare și prostească din punctul meu de vedere, n-ar fi trebuit să se expună așa, și-a dat seama că nu e destul de înclinat. Este foarte mult înclinat și acum și-a modificat poziția. Pur și simplu așteaptă să vadă cine iese, în cine poate să tragă. Jucat cu foarte mult calm. A profitat de greșeala T29 și-a expus prea mult, prea mult. Încerc acum să fac sidescrape. Țintește spre Centurion. Centurion nu-mi care viață full. Nou e foarte frumos, i-a prins câțiva milimetri din șasiul tankului. Știi, ne așteaptă. Cu zoom-ul tot timpul se uită să vadă cam pe unde a venit inamicii, ce ar trebui să facă. Încerc să-i nimerească șasiul, dar nu are cum. Și acum profit de acest spațiu mic între teren și tancul distrus. Se exprimează șasinul, dar e destul de înclinat, n-avea cum să-l penetreze. Super Pershing-ul țintește acele două țevi, un X4 și acum o lovitură foarte bine de 420, n-a știut ce l-a nimerit Centurionul. Foarte bine a băgat proiectul pe acolo printre șinile tancului distrus. Mai încearcă încă o dată. Uf, se pare că l-a penetrat Super Pershing-ul. Nici nu merită să încerci să tragi într-un T29 turile, pentru că n-ai cum să-l penetrezi. Proiectul a căzut puțin mai jos. Și în spatele apare T34, care tocmai a fost distrus. Și-a întors turela T34 și a primit o lovitură în laterala turelei. De acum este one shot pentru absolut toți. Cred că a tras în Leopardul distrus din fața lui. T29 one shot, Super Pershing la fel, dar și totuși nu uităm că și el este one shot, așa că nu trebuie să riște foarte mult, trebuie să fie foarte, foarte prudent. Știi și el acest lucru. Țintește cu X4 și foarte bine a profitat de o ocazie. Tot timpul turnul în față, turnul către inamici, să nu-și arate această laterală a turelei și penetrează ISU-ul în X4-ul de pe turelă foarte, foarte ușor. T29 încearcă să flancheze. T29 a scos acel T34. Uf, a murit și Panther-ul, a rămas cam singur, Centurionul nu... acum a murit și T29, în sfârșit, a rămas foarte multe tancuri din spatele la el din echipă. Ar fi putut foarte ușor să facă push, să avanseze odată cu el. Un lower plate, ușor. L-a penetrat pe Centurion, nici măcar nu se uita la el. Centurion nu are nicio treabă. Mai are un proiectil normal și după aceea o să urmeze goldul. Foarte mare grijă să apropie de inamici. ISU nici măcar nu are turn de 122 de milimetri. Să vedem. A întors turela, greșeală mare. Axasin profită. Îi bagă în 398. Centurionul urcă. N-are nicio treabă cu el. Axasin profită, îi prinde una în laterală. La fel nu se expune, stă, iese numai când trebuie și de atunci când trebuie. S-a grăbit aici puțin. Aiming time-ul și acuratețea la IS-6 la fel nu reprezintă un punct foarte. Foarte bine a prins, a avut acel milimetru și a profitat și în sfârșit apar și băieții. Crește cupola la Centurion și l-a scos. Acum e timpul să întoarcă în bază, pentru că după cum puteți vedea și voi pe hartă, în A9 sunt destul de multe probleme. Au rămas 2 TD-uri în bază, un ISU dacă nu mă înșel. De fapt, 2 TD-uri mai sunt ISU și T28 Prototype. Așa că Axasin face bine și se întoarce să apere. O să derulăm puțin. Tot timpul trebuie să fii cu ochii pe hartă, că n-ai rost să capturezi când baza ta e pierdută și poți să pierzi foarte, foarte ușor. Asigur-te mai întâi că baza ta e protejată și după aceea du-te să capturezi. Asta tot timpul încerc să le explic la cei noi veniți în rândurile clanului nostru. Acum începe vânătoarea pentru ultimele 2 TD-uri. Iac Pantur a fost spotat. Își arată laterala. Axasin nu îl iartă. Și acum aleși de iac Panther 2, nu riscă foarte mult, dar văzut că ISU a luat-o înainte, deci clar nu poate fi pe aici. Cercul se răstrânge și probabil, cel mai probabil, iac Panther 2 se află undeva în bază. Și iată-l cu viață full. Și gata, lovituria cu Panther 2 încearcă să fugă. Iac Panther 2 e totuși un tank destul de mobil. Și nu vrea să fugă. Axasin îi trage din mers. S-a înclinat când a trebuit și iac Panther 2 n-a reușit să-l penetreze. La fel, în continuare face side scrape, foarte bine, s-a pus într-o poziție foarte bună și a scos iac Panther 2 5 kill-uri și haideți să vă arăt și inplate-urile. Un ace bine meritat, cu high caliber, siluar și o căruță de medalii care nu contează, trecem mai departe. 6361 damage, 5 kill-uri, 1800 experiență curată. E ceva. Și 192.000 bani făcuți, profit 120.000 profit. Este o căruță de bani, n-am făcut niciodată atâția bani. 3.000 damage blocat, 6.300 damage dat, 27 de focuri trase, 21 nimerite. Acesta este IS-6 și asemenea bani vă poate aduce la voi în garaj. Eu în continuare consider că IS-6 este unul din cele mai bune tancuri premium heavy de tier 8 pe care le poți avea în garaj pentru farmat bani. Băieți, dacă v-a plăcut acest gameplay, nu uitați să dați un like și dacă mai vreți video-uri de genul acesta, un subscribe și nu uitați, dacă vreți un review la IS-6, îl aveți linkul în descriere. Așa că până data viitoare, băieți, toate cele bune!